Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi vă voi spune un pic despre cum colectez eu polen. Și începând de anul acesta am achiziționat niște colectoare de exterior și fiind foarte ușor de activat și dezactivat, iată, a început un pic de vânt, adică mai girafale așa. Am decis să vă arăt cum colectez. Deci, până la ora 15, colectoarele sunt active. După ora 15, le dezactivăm și vom rămâne cu o cantitate de polen aceasta. De ce n-aș putea să colectez și eu tot? Nu este ideal, fiindcă ce se va întâmpla? Încet, încet, albinele vor sesiza că nu vor putea duce polenul în interior și nu vor mai colecta, vor aduce bobițe cât mai puține. Și atunci, ceea ce se întâmplă, deci aici am un polen foarte frumos, cu color alben foarte fain. Mergem și la alte colonii. Am pus colectorul, uite, ăsta n-a adunat deloc. O să văd de ce. Ori am dezactivat eu. Acum nu prea contează. Mergem la altul. Sunt colonii care poate nu aduc polen. Aici n-am activat deloc. Aici am activat, dar e mai micuță colonia, iată. A adus și ea ceva. Și aici un pic. Coloniile micuțe aduc puțin. Dar iată, aici e un pic mai mult. Eu prefer să iau câte puțin în fiecare zi. Ia să vedem și aici. Uite, asta e o colonie mai puternică, a adus mai mult. Eu sunt mulțumit și astfel voi putea colecta polen în fiecare zi. În fiecare zi voi putea colecta polen. Deci ăsta e marele secret, să fii printre ei și dimineața le activezi și undeva pe la ora 3 oprești colectarea de polen. Și atunci și albinele încep și își fac treaba lor, se obișnuiesc la treaba lor. Ia să vedem aici. Și aici avem un pic. Nu sunt vânzător de polen, dar iată ce frumos. Bun. Având în vedere că nu sunt înfloriți pomii fructiferi, e destul de bine. Din câte văd eu, e la polen. Haide tu, albinuțo, de aici. Haide. Ai rămas aici? Eu te voi scoate, hai. Hai, intră înăuntru. No, cu ce să-i faci? O să o pun pe capac și o să fie ajutată de alte albine. Deci așa colectez eu polenul. Activăm dimineață. O lăsăm acolo, o scoatem când vom aduna polenul imediat. Așa. Și aici avem un pic. Deci e o zi mulțumitoare pentru ceea ce vreau eu, să colecteze foarte bine față de anul trecut, când n-am adunat nimic. Bun. Până la următorul film, numai bine.